Servus, Radu. Servus, Filo. Și te invit timp de 25, hai să zicem 26 de minute, mai puțin decât o repriză de handbal, la povești. La povești cu har, cu umor. Du-ne acolo la tine, la țară, în Mureș, unde te-ai întâlnit cu această lume. Bună, rea, tu vei decide. Da. Rog, viața m-a făcut să vin pe lumea asta în județul Mureș, într-o comună de lângă Sighișoara, aproape lipită, se numește Comuna Șaieș, unde am venit doar pe lume, iar viața părinților mei, care s-au mutat ulterior la Sighișoara, tata fiind avocat, mama învățătoare, m-a făcut să vin la Sighișoara și de aceea în buletin scrie locul nașterii Șaieș și toți colegii mei, știi că toți ei sunt miștocari și mă tot geoceva țărană de la Șaieș, dar eu sunt, totdeauna spun că sunt sighișorean pentru că acolo mi-am trăit o bună parte din nu poți să fii așa țăran pentru că satul respectiv era sat săsesc, cap-coadă. Da, sat săsesc și foarte bine că au fost nemți atunci, acum nu mai prea sunt nemți, că toți au plecat și Sighișoara a fost la un moment dat, da? În mare, mai 80% nemțesc. Bine că au trecut nemții, că au lăsat niște urme de-astea de disciplină, de muncă, care, mă rog, sunt în distrugere totală pentru că au venit alte genuri, dar totuși Sighișoara rămâne un oraș, nu pentru că eu sunt de acolo, un oraș frumos, civilizat, unde încă mai credem în lucruri bune. Da. Povestește-ne puțin de familia Voina. Păi, ce să spun, eu am avut, suntem trei frați, eu cel mai mic, dar sunt cel mai mare la fizic. Am un frate care e mai mare, cel mare, o soră care e între noi doi și după aceea eu cred că am fost un accident de muncă, pentru că de-aia probabil am crescut. Frații mei sunt mai mărunței, eu am crescut un pic mai mare și am fost crescut de bunica mea, la noi în... Bunica pe linie maternă? Pe linie maternă, la noi bunica se numește maică, e și inclusiv cuvântul maică, ea a fost săraca, s-a sacrificat pentru mine și mi-aduc cu mare nostalgie aminte, ea primea 100 de lei pensie. Ea era preoteasă, bunicul fiind preot, și primea 100 de lei în banii aia de atunci. Și dădea 95 de lei mamei mele pentru gospodărie și 5 lei erau hârtii de câte un leu, îi punea sub masă, sub mușamaua aia în colț. Eu, copil fiind, vedeam unde e și în fiecare săptămână îi furam, poate ei mult, spun, îi sustrageam și ei. Deci asta e o chestie în handbal, să sustragi bani de la bunica, da, pentru că bunica. Și Cristian Gațu, da, tot de la bunica lua, ce l-a plimbat și spunea, da, uitați, el este hoțul. Da, dar mie îmi spunea, maica îmi spunea, mă copile, nu trebuie să iei de acolo, că ea tot pentru tine sunt. Am furat odată, după aceea am zis, maică, nu mai, uite, poți să-mi dai, îmi dădea pentru Eugenie, pentru film era 75 de bani, Eugenie 50 de ani, mă rog, ale tine. Tatăl, din nefericire și pentru mine, dar și pentru familie, când am avut 3 ani, a decedat, fiind avocat, la vremea respectivă, o aprindere de pământ din asta mai prost tratată a dus la deces. Iar mama a rămas cu 3 copii, inclusiv cu mine, în ani grei și la o vârstă foarte fragilă, la 33 de ani, totdeauna o dau exemplu, 30 de ani să rămâi cu 3 copii nu a fost ușor, dar și a fost o modalitate de a ne educa pe noi, pentru că a trebuit să luăm frâiele, nu a familiei neapărat, dar frâiele vieții. V-ați maturizat mult mai repede decât un copil. Eu acum, de exemplu, am două nepoate, 12 ani și 8 ani. Cea de 12 ani, păi eu mi-aduc aminte, fără a fi o exemplu în ceva, că la 12 ani eu știam mult mai multe decât nepoata mea de 12 ani, care are tot ce-i vrea, copilărie cu toate. Acum e mai bine, Dumnezeu știe. Probabil că e mai bine cum e ea. Dar noi ne-am maturizat sau am crescut altfel decât... Pe lângă maturizarea ți-a dat și un scut pentru anii ce au urmat. Erai exagerat de pregătit. Da. Pentru că la tine a fost un salt fantastic plecând de la Sighișoara. Școala primară la Sighișoara ai făcut? La Sighișoara. Am făcut școala primară. Eu am avut șansa de-aia. M-a întrebat chiar zilele trecute cineva, cum de-ai ajuns tu la handbal, ne-ai ajuns la alta? Zic, de ce am ajuns la... Pentru că profesorul meu de sport a fost un idol pentru mine. Am avut și șansa să am un profesor de sport tânăr, Lucian Albu, care din păcate a decedat, dar care juca handbal în perioada în care era profesor. Și sigur că ne atragea pe toți copiii ăștia cu inclinații oarece spre sport, spre handbal, unde încet, încet ne-am implicat mai mult. După aceea profesorii care am avut, familia Buiu, care din păcate au decedat, și soție, tot îndreptându-ne spre handbal. Și atunci orașul Sighișoara a fost un oraș eminamente handbalistic. Când le povestesc la București, eu le tot povestesc acest oraș. De ce nu mai vin din urmă talente și de ce sunt așa? Eu vă dau un simplu exemplu. Când eram eu copil și inclusiv în liceu, în orașul Sighișoara, din 25.000 de locuitori, erau 40 de echipe de handbal. 40 de echipe de handbal. N-am știut asta. Fete, băieți, veterani, deci tot 40 de echipe. Și astăzi, zero. Deci trageți concluziile. Acum e acel centru olimpic care, mă rog, adună de excelență în Sighișoara, dar nu e Sighișoara, trebuie să fie al orașului, să fie tradiție, unde terenul acela de lângă Târnavă, de fapt un afluent al Târnavei recunoscut, era invadat de câți puteau să intre spectatori acolo. Sigur, spuneam înainte că e un oraș care a avut pondere mare de nemți, handbalul fiind de tradiție nemțesc, sigur, Sibiu, Agnita, Sighișoara, aici se făcea handbalul, după aceea s-a extins și spre București, dar Sibiu, Sighișoara, Agnita sunt centre handbalistice la vremea respectivă. Au dispărut. Da. Amprenta germană s-a văzut, sigur. S-a lăsat amprenta. Și așa Radu Voina ajunge de la Sighișoara la București, dar nu la Steaua. La Universitatea București. La Universitatea București. Mă rog, terminând liceul numărul 1 din Sighișoara, de fapt la vremea noastră era liceul de băieți. O chestie de curios, tata avocat, bunicul preot, nu aveai o trimitere spre sport? Nu. Nici frații mei, două linii paralele, nici o treabă. Nu știu... Ai venit accidental, ai spus. Probabil ai venit accidental, dar mi-a plăcut sportul. Am avut și povesteam la toată lumea profesorul Lucian Albu, cu care am devenit după aceea prieten. Prieten, poate e mult spus, era diferența mare de vârstă, dar în relații foarte, foarte bune, pentru că el a văzut ceva în mine și s-a ocupat mai mult de mine. Eu am fost dispus să mă antrenez zi, lumină, noapte și a văzut, am primit de la el prima pereche de, e mult spus Adidas, de pantofi de sport, care erau rupți în talpă, îi văd și acum, erau albi și cu două dungi albastre, și mi-a primit el dându-i de rău, pentru că erau stricați, și i-am luat. Pe stradă cu noi era un pantofar, un maghiar care făcea pantofi și punea talpă, cum se punea atunci, așa era zis, îți spun talpă dacă o zi întreagă îmi faci curățenie într-o... unde lucrează, vede ce mizerie e acolo. Și am muncit o zi întreagă, la sfârșitul zilei mi-a pus o talpă de microporos și au fost primii mei pantofi de sport, la care am ținut enorm de mult, dar se duceau microporosul ăla pe zgură. În anii nu era sală cu parchet sau suprafață. Asta spuneam, am terminat liceul și m-am dus la facultate la sport, îndrumat tot de Lucian Albu, văzând în mine un viitor profesor, pentru că pe lângă handbal mai practicam și restul sporturilor. Deci eram oarecum îndemânatic la celelalte sporturi. Am reușit la Institutul de Educație Fizică și Sport din București, pe locul 72 din 200, nevastă mea pe locul 2, că și acum îmi spune. Acolo ne-am cunoscut, mă rog, viața... Spune-i că 7-le din față e un accident, da, că aveți o chestie comună, doiul, da, să nu mai... Da. Și, bineînțeles, am venit acasă și cine nevoi mare, marele reușit la facultate, Lucian Grigorescu, marele secretar general al Federației, nu existau atunci mail-uri și mi-a bătut la mașină și mi-a trimis o telegramă, nu mie, clubului de unde eram eu, că sunt selecționat în echipa de tineret la un cantonament, nu știu pe unde. Secretarul clubului m-a înștiințat, vezi că te cheamă la București, eu nu mai auzeam de nimic, ce am reușit la facultate, mă distram la strandul din Sighișoara. Și bineînțeles am ajuns la București, Eugen Trofin, regretatul Eugen Trofin, știa de mine că eu prin clasa 12 am fost selecționat într-o echipă selecționată de tineret. M-a luat la Universitatea București, dar neprezentarea mea la acea convocare a domnului Grigorescu. Domnul Grigorescu, 4 etape suspendare. Eu deja eram legitimat la Universitatea București. Și 4 etape n-am jucat, că nu s-a discutat. Lucian Grigorescu, care are cel puțin jumătate merit din toate succesele handbalului românesc și feminin, un om de o calitate extraordinară, nu se comenta. La Lucian Grigorescu, dar toate erau corecte nemțești. Și da, nemțești, exact cum spun. 4 etape n-am jucat, mă antrenam și a 5-a etapă, în meciul cu Dinamo, Eugen Trofin, la pregătirea meciului, ca să vă spun de șansă, în viață trebuie să ai șansă în toate. Oi fi avut eu ceva calități, dar trebuie să-ți dea Dumnezeu și șansă. Îi spune la ședința de pregătire lui Ion Chircu, colegul meu care e la Baia Mare acum, zice: Chircule, fii atent, dacă cumva pui un moldovan stângaci, o extrema dreaptă în echipa națională, mare handbalist, vine la depășire și te prinde de mână și Licu, vorba de Ghiță Licu, vine după el, să nu mai aștept să te chem eu la schimbare, ești tu direct, că combinația eu am inventat-o și așa mai departe. Prima acțiune, de-aia vreau să spun că eu Dumnezeu îi face exact asta. Se întâmplă. Nea Trofin a și uitat că... Ce a spus? Ce a spus, dar ăla respectând. A ieșit la schimbare. În momentul în care a trecut pe lângă el, a început să-l boscorească, că ce-ai făcut, nu știu ce. Și Dumnezeu a pus mâna pe mine, nici nu s-a uitat la mine și a zis: intră tu. M-a prins și m-a băgat în teren. Și șansa a făcut că am făcut un meci extraordinar. Am băgat vreo 7 goluri, am scos vreo 6 de 7 metri și de-aia zic, oportunitatea și șansa pe care Dumnezeu mi-a dat-o, că probabil dacă punea mâna pe altcineva... Sau nu era așa de corect Licu, să respecte ce Chircu, da, un jucător foarte disciplinat. El a venit... Dar vreau să zic, pe lângă alte lucruri care, mă rog, trebuie să le ai, trebuie să ai și șansă în viață, în orice domeniu. Și șansă, Dumnezeu mi-a dat aceasta. Chiar și în dragoste, pentru că vedeți că vi se reproșează și astăzi că ați intrat pe locul 72 și nu pe locul 2. E un fel de șicană între nevasta mea și mine. Bineînțeles că ne distrăm, dar asta e viața. Până la urmă, asta e viața. Ei, și înainte de a deveni Radu Voina campion mondial mare, a fost și campion mondial mic. Vorbind de campionatele mondiale universitare. A fost un șoc pentru tine succesul ăsta major? Chiar dacă ai avut educația asta, să zicem, săsească, părinții tăi intelectuali, te-a șocat puțin succesul ăsta? Nu ți s-a părut normal să vină? Nici nu m-am gândit. Noi, generația asta noastră de care, mă rog, mă implic și eu, sunt și eu printre ei, eu cred că suntem o generație specială, nu pentru că am realizat succesele care le-am realizat, ci pentru că am intrat pe ultima linie, pensionar în marea majoritate, nu mai suntem implicați, dar am rămas uniți. Eu zic că ăsta e lucru cel mai frumos și cel mai... Și astăzi ne întâlnim cu plăcere. Valoarea echipei umană, în primul rând umană, și valoarea sportivă, pentru că vorbeam înainte. Nu poți să ai, sunt jucători, exemple sunt enorme, calități duble decât ale noastre, dar sunt singulari, sunt două persoane. La sport colectiv trebuie să vină o generație, două generații să se îmbine și aia cu siguranță va avea izbândă nemaipomenită. Și inclusiv între noi, au fost unii cu calități ăștia din Gheorghe Gruia, unic, nu se mai naște un Gheorghe Gruia. Cristi Gațu, monstru, discret, micuț, râdem, ne distrăm. Birtolon, uraganul din Jibou, cum zic eu, din Ji, așa ne zicem, Cornel, din Ji. Că Bou a plecat la București. Da. Mai în glumă, mai... Nu, Cornel Penu, moști, dar niciodată nimeni n-a făcut. A fost totdeauna echipa. Au fost jucătorii de la Steaua, în marea majoritate. Au fost alte generații, erau jucătorii de la Dinamo, care aveau formația cu Ivănescu, cu Mozer și așa mai departe. Era Steaua în marea majoritate, venea Roli Gunăș de la Timișoara și mai veneau cei de la Dinamo. Iar lucrul cel mai important, în momentul în care ajungeam acolo, eram din nou o familie. Nu se discută, tu ești de la Dinamo, tu ești de la... Asta e o mare calitate, ceea ce din păcate astăzi nu mai e. Din păcate. Și eu întotdeauna le-am spus că vine inevitabil întrebarea de ce voi ați fost și acum nu mai e. Zic, în orice activitate există un ciclu. Vedeți, au fost băieții foarte sus, fetele erau pe undeva descendent. Acum lucrurile s-au schimbat. Și cu siguranță în viitor va mai veni încă un ciclu din ăsta în care sperăm că băieții... Dar eu definez clar de ce nu mai sunt rezultate. Și eu le spun foarte simplu. Pentru că noi am fost prieteni în afara terenului și dușmani pe teren. Acum ei sunt prieteni pe teren și dușmani în afara terenului. Frumoasă explicație. Aduc aminte că am răsfoit o poveste cu Cristian Gațu și îmi spunea Cepilu, eu stăteam din 12 luni o lună cu Tamara, respectiv soția lui, și 11 luni stăteam cu Radu Voina, cu Bibi. N-aveam cum să nu distrugem tot. La noi succesul venea normal pentru că eram serioși în cele 11 luni. Dar, în fine, revenim la Radu Voina. Dacă tot ai vorbit de Gruia, de Cristian Gațu, spune-ne o poveste cu duh strict legată de Olimpiadă, unde pare un blestem că n-am putut să punem mâna pe medalia de aur în finala cu Rusia, chiar dacă era mic. Mi-e ciudă și acum mă gândesc și tot mai povestesc. Deci aproape, Dumnezeu, am putut să fim. 76, parcă Montreal. Da. Când Ceaușescu spusese că... Ceaușescu a înțeles fenomenul sportiv foarte clar. Și a fost prima dată când a zis medalia de aur Dacia 1300, medalia de argint Skoda S100, așa a fost, și bronz Trabant. Și a dat daia guvernamentală, bă. Ajungem noi final, stăteam pe terasă, parcă acum văd, pe terasă, și jucam finala cu rușii, cu care jucasem într-un an de vreo 7-8 ori. Și am făcut un egal, îi băteam de peste. I-ați nenorocit. Și apropo de povești, Cristi Gațu, capitanul nostru, o foaie de hârtie și împărțea mașinile deja. Deci luăm Dacia 1300, da, și, bineînțeles, în ordinea ierarhică. Corect. Cornel Penu. Cornel sau cu diminutiv, bulgare, ce vrei? Roșie. La vremea respectivă, dacile aveau 3-4 culori, 4, nu 20 ca acum. Când ajungea pe la noi ăștia mai mici acolo, tu ce vrei? Albastră s-a dat, roșie s-a dat, galbenă s-a dat. Scrie-mă ce-o acolo. Deci noi împărțeam mașinile înainte de joc. A doua zi, bine, în 10 minute aia ne-au citit ce ne-au filmat, 8-2 în minutul 10. dar la date de astea, statistici, nume și perioade, Bibi e că el le știe. Cred că respectiv minutul... Ștefan Birtala să înțelege, da, cine casă. Bibi, da, Ștefan. În minutul 10, 8-2, gata, s-a terminat. Ne-au bătut cu două goluri. Și bineînțeles, festivitatea în sala polivalentă, cu toată conducerea de partid și de nu știu ce, și să facem și un meci demonstrativ. După discursurile, noi eram pe culoarele și ne tot, și Gațu răspundea numele handbaliștilor. El nu făcea că, bineînțeles, un discurs, că el are cuvintele de la Taso, de la el, și el are cuvintele. Dar cineva i-a făcut un discurs. Și el citea, noi ne încălzeam și l-auzeam. Tovarășe Nicolae, vă promitem că era dezastru, dezastru, dar la Dargin dezastru, a fost catastrofă. Vă promitem că la următoarea olimpiadă vom lua medalia de aur. Noi de acolo, ia uite-l mă, fie al dracu, și ăsta anunțase că se lasă de handbal. Păi așa e ușor, l-am înjurat, mă rog, apropo de... Deci e bine că îți împărțim mașinile. Nici o mașină n-a fost în... Cred că Ceaușescu le-a dat așa cu... Ați primit, apropo, ai primit Skoda S100? Am primit. Deci s-a ținut de cuvânt. S-a ținut de cuvânt. S-a ținut de cuvânt. Bineînțeles, la vremea respectivă, cred că... Da, o curiozitate. Nu vreau să răscolesc rana. Ce s-a întâmplat în vestiar după finale? Că, cred că... Voi nu ați realizat că ați pierdut meciul, cred că nici după fluierul final. Dacă noi împărțeam mașinile cu o zi înainte, noi eram câștigători, la noi ne trebuiau culorile mașinilor. Deci, nu ne venea să credem. Cum bă să ne bat? Că mai jucăm încă de 10 ori și îi batem. A fost și o dezamăgire și nu neapărat pentru că nu era vorba de asta, dar dezamăgire pentru că, cum să spun, istoria a demonstrat, noi fusesem din 72, unde bronz, am fost în 76, bă, în 80 Rusia. Peste toate, acolo Rusia, reușise să-i întoarce meciul cu Rusia, acolo a fost ceva necurat între ruși și sârbi, că ei ca națiune nu se înțelegeau, dar s-au înțeles sportiv pe teren, dacă nu câștiga la mai mult de 5 goluri, mi se pare, jucam noi finala. Nu știu, greșesc, domnul Lascărpan a fost la Moscova antrenor? Neanicu și cu Lascărpan. Nu venea să cred, țin minte, 80, că deja eram puștan, ce se întâmpla cu național. Denorceam Rusia. Da, da, da. Rusii cred că au pățit ce ați pățit voi la Montreal. Da. Da, asta e blestemul olimpic, dar du-ne-o la o poveste alături de Cristian Gațu, Gruia, acolo la Steaua, cred că acolo se întâmplau cele mai frumoase povești pline cu duh, umor, cu de toate. O, Doamne, ce o viață! Vedeți, noi începeam întotdeauna vara, făceam două săptămâni de mare, ziceam noi, intrare în efort, acomodare, alergările care le făceam pe nisip, fotbalul și așa mai departe, unde întotdeauna le făceam cu nevestele și cu copiii. Deci era... Noi de atunci am început. Aproape toți copiii de la Steaua, cu diferențe de câțiva anișori, cam toți au fost născuți în aceeași perioadă. Deci când ne adunam, nevestele, țin minte că făceau de dimineață, noi trebuia să facem că ele se duceau la nudiști, erau polonezii care veneau vindeau cafea, de toate pe acolo, cu toate, săpun, nu știu, și noi păzeam copii și îi înconjuram așa și se jucau cu lopățele și așa au crescut. Seara, după masa, ele erau de gardă la copii, că noi aveam campionat de tenis de câmp. A făcut toate, mă rog, la nivelul care îl puteam noi și era extraordinar. După aceea plecam în adevărata pregătire la Forban, acel Forban detestat inclusiv de noi, dar care a făcut... Da, a construit echipe acolo, s-au construit echipe și s-au construit rezultate. Echipe extraordinare și cu condițiile care au fost la vremea respectivă. Bătea vântul, intra zăpada în cameră, dar toate au trecut. Când ești tânăr, trec parcă toate mai... Și nu le simți. Mai frumos. Gruia, țin minte că mi-a zis o întâmplare. L-am prins și pe Gruia pe final de carieră. stăteam bloc, eu stăteam în militar și el stătea în spatele, eu stăteam chiar la stradă și el stătea un bloc mai în spate. Soția lui, doamna Sanda, care era bibliotecară la Clubul Steaua, și era doamna Gruia, ce guriță, cum îi spuneam noi lui Gruia, care cânta, mă rog, și vorbea. Și la un moment dat, ieșind eu din bloc, eu mă tot feream să nu o întâlnesc pe doamna Gruia, că doamna Sanda, că ce știu eu, ce nu știu ce să spun. Și am ieșit așa într-o marție și zice, Răducule, să rămână, doamnă, George a fost la antrenament astăzi. Acum, eu știam că n-a fost la antrenament, dar nu vreau să-i spun soției că n-a fost. Am început să o bârbâi, să... Dar de ce, doamnă? Păi zice, a plecat de ieri după sifoane și n-a venit încă. Asta era marele Gruia, dar un jucător monstru sacru al handbalului. Am ales cariera de antrenor și asta pot să spun că e o poveste. Tot întâmplare? Nu știu dacă a fost întâmplare, dar a fost... Și acum, dacă mi se face pielea găină, eram la Târgu Mureș la turneul de sală, Oțelea, care era antrenorul nostru, Ototelman, secundul lui Oțelea, și mă cheamă Oțelea la un dat. Oțelea fiind promovat vicepreședintele Clubului Steaua, șeful instruirii sportive, cum sunt. Era denumirea tipică de atunci, da, corect? De atunci. Și mă cheamă, zice, Radule, vină încoace. Pe lângă mine erau și alții, Radule, vină încoace. E ora 12. Mâncăm, la ora 2, la ora 14 vii și îmi spui dacă accepti antrenor principal la Clubul Steaua, eu fiind jucător.